Și te-ai întrebat vreodată cât la sută din suprafața Pământului a fost exploatată de om într-un fel sau altul? Ei bine, cercetările arată că 95% din teritoriile de pe Terra prezintă la momentul actual cel puțin o formă de activitate umană. Studiile nu includ Antarctica, deși chiar și acolo omul și-a pus amprenta. Cât de gravă este situația, îți spune Dan Trifu, activist de mediu. Este destul de tragic ceea ce se întâmplă și vedeți această expansiune, de fapt, a căutării de resurse a dus la toate aceste probleme de afectare a Pământului, de utilizare a suprafeței Pământului. Deocamdată nu deținem tehnologiile de a pătrunde în zone acvatice adânci, ca altfel ne imaginăm cu toții că probabil ajungem undeva și pe fundul oceanelor și o să exploatăm. Avem exemple atât bune cât și nefavorabile. În 2023, barajul Kakhovka din Ucraina a fost distrus, sau în deșertul din Abu Dhabi a fost construită cea mai mare centrală solară din lume. Cum pot fi combătute totuși efectele negative, îți spune Cătălina Rădulescu, activist de mediu. Practic, noi acum ar trebui să ne gândim că în cazul în care nu vom stopa de urgență toate aceste proiecte și războaie care generează o poluare periculoasă și care schimbă radical fața planetei, practic nepoții noștri probabil că nu vor mai avea ce să moștenească. Va fi o planetă relativ distrusă, iar virulența fenomenelor meteo din ultima vreme și frecvența acestor fenomene meteo radicale, aproape catastrofice, ne dau un indiciu despre cum va arăta planeta asta după 2050, dacă nu se iau toate măsurile necesare acum.